Salutare dragi tăvară! și bine ați dat click la un nou videoclip Bă, că tot e perioada asta cu Sfântuvalii de la Catolici, Dragobete și alte sărbători de genul Știu că mulți dintre voi probabil o să puteți sărbători în trei cu stânga și cu dreapta aceste zile Dar nu-i problemă, faceți vă comos pe canapele, fotoli și ce mai aveți voi, scaune și vc uri de gaming Astăzi o să vă povestesc... Cele mai tâmpite întâmplările mele pe care le-am avut la întâlniri cu fostele mele, chiar și cu actuala, mi le-am trecut aici pe toate, am venit cu temele făcute, așadar să începem. Astăzi vă voi face un pic să râdeți și să vă simțiți mai bine că, na, și eu am fost ca voi, singur de Sfântul vale. Nu există dragoste, doar durere și pacoste. Să începem cu prima întâmplare și anume tipa cu spaghetele, o să-i spunem. De ce? Ei bine, pe scurt, acum 2 ani de zile făcusem un montaj cu diferite faze amuzante de pe OMTV în care mi-a acoperit în fața, mă rog, cam atâta din fața mea m acoperit, să se vadă doar părul și păcălea lumea pe ome că sunt vreo gagică. Și după aia aveau niște reacții foarte amuzante. E, o urmăritoare care a văzut acel videoclip a început să se dea bine pe lângă mine. Am făcut și un live cu ea în care dădeam note la pisiuri. Dar, pe scurt, mi-a tot bătut apropouri. Cred că v-ați prins de care. Ne-a și spus că e jumate olteancă, jumate moldoveancă de peste prut. Deci vă dați seama ce apropouri îmi bătea. Și într-o seară m-am umplut de spume, stăteam cu ea pe Discord, dar băusem și nu puteam să mă sui în mașină să mă duc până la ea în București, că eu atunci stăteam la țară. Dar tot, mi-am luat o săptămână liberă, am venit la București, i-am zis, hai sunt în București, hai să ne vedem, că eu deja nu mai aveam răbdare ce vorbisem cu ea așa la telefon și pe Discord părea ce trebuie. m au și până la urmă îmi da adresa, mă duc la ea, era să pierd și metroul, îmi deschide ușa, ea nu știa că interfonul și numărul de la ușă e exact același lucru, nu e coincidență. E, îmi deschide ușa și când am văzut-o am crezut că am greșit apartamentul. Băi, cum să spun, nu vreau să fiu rău, dar nu știu cum ai încăput în apartament pe ușa aia să intre. Eu nu știu cum ai intrat acolo, atât de mare era. Acum asta e, până la urmă am zis, bă, am ajuns până aici, hai, las o cole treabă, sunt singur de un an și ceva, hai să fac și eu ceva. Mi-a făcut cunoștință cu colega ei de apartament, care era fostă videocetistă. Îmi, arăt, îmi dăduse ea niște poze cu câteva zile înainte pe Discord. Tipa aia avea un arsenal în, în opție era de lângă patul ei. Deci dacă se punea problema să ne atace rușii, foloseam armamentul ei și executam pe toți, un rus nu mai rămânea. Dar reveni la tipa cu spaghetele. Până la urmă, mi-a făcut niște paste cu ton, am băut vreo trei de după mâncare și băutură, parcă nu mai vedeam atât de grasă. O luase mai așa, mai cu pipăi, mai cu pupături, toate bune și frumoase. Îi dau pisica afară din bucătărie și când să sting becul, îmi zice, am iubit. Stau un pic așa, mă gândesc, că am crezut că visez, că m-a luat somn de la bere și zic ă, Da, cu toții am iubit la un moment dat. Nu, serios, gen, am iubit, am eu. Și eu mă gândeam, și de ce dracu mai ai chemat și îmi bătea, -ta, apropo, ori, pe Discord? Dar la care ea, hai să-l sunăm să facem mișto de el. Bă, tu vorbești serios? Da, mă, hai, să, fac, să râdem de el. E din Pantelimon. Bă, femei, m-am am în și tu. când mi a zis că e din Pantelimon. Am zis, gata, vine acum unul cu o voce ca lui Uzi și numai din înjurături mă face să mă arunc de pe bloc. Da, din fericire, era tot un rocker, un tip ca mine, dar mult mai slăbuț și mai scund. Deci nu știu ce făcea tipul ăla cu ea. Mie mi s-a părut imensă, dar apoi era care era, cred că, jumate din cât sunt eu. Și eu nu sunt foarte mare, am și eu 80 și vreo 74 de kg pe acolo. Îl sună pe ăla, face mișto de el, și în timp ce vorbea cu el pe cameră, imaginați-vă că asta e telefonul, vorbea cu el pe cameră, iau ăsta telefonul din mână, beat cum eram după trei beri și un fierbântat și șocat în același timp și îi zic acelui pletos, bă frate, scuze, înjură-mă și până pe ce plec, n-am știu că e luată, dar băiatul acela, frate, stai liniștit, nu e prima oară când se întâmplă, așa mai face ea, e panorama, n-am ce să-i fac. Mamă, și când a zis băiatul la chestia asta, n-am mai știu ce să zic. Am crezut că sunt într-un univers buguit, nu știu, deci a fost foarte aiurea. Se mai ceartă cu ăla, ai bă, femeie, nu mă lasă să mă joc lor, mă sunt pentru prostiile tale și i-am zis, bă, pentru spaghetele astea cred că o să-ți dea papucii. Asta un pic se gândește, ă, da, hai că trebuie să plec și eu la un interviu, îmbracă și tu că trebuie să plec și eu. Tot ea care mi-a zis, când am venit, hai să luăm ceva de băut, dacă te tembe și doar la noi, nu-i problemă. Da, mișto. Nu știu ce a fost în capul ei, n-am mai ținut legătura de atunci. Dar a fost mișto. Și chestii și am făcut după. Am sunat-o pe mama și am povestit tot. Și mi-a zis, bravo mamă, ai mâncat, ai băut, n ai de la buș, dar măcar te-a costat două călătorii de metro. Măcar atât. A, și am mai filmat și niște pisici care se coțeau în parcare. Și doi băieți m-au au, -au văzut în timp ce le filmam râdeau. Eu am auzit că râdeau, râdeam și eu de râsul lor. Și ei râdeau de râsul meu și tot așa. Se, audea, se auzea, râsul a trei ani de capați mai parcarea. Bun. Cam asta este întâmplarea cu tipa cu spaghetele. Cea mai ampulea întâmplare din viața mea. Nu s-a ajuns să mă ascund în vreun dulap, n-a fost nevoie să fug sau să-mi iau bătac de la vreun gagiu. Asta este bine. Dacă ați pățit și voi să vă dați întâlnire cu una și când o vedeți în realitate să fie de trei ori cât era în poze, scrieți în comentarii. A doua întâmplare de pe listă, vară mea. Și nu, nu vă gândiți că sunt din Alabama sau din vreo sectă sau din clanul lui Bivolaru. Ei bine, treaba stă în felul următor. Acum câțiva ani după Crăciun, a trebuit să duc pe cineva la gară. A fost o tipă la mine, am făcut Crăciun, e tăcâie, tăcâie, la, acasă. Trebuia să plece acasă la măsa până la urmă, nu putea să se mute la mine. Și am dus-o la gară în urziceni. Între timp m-am găsit acolo cu un fost coleg din anii mei de mult îndepărtați din liceu. Salut, ce mai faci, nu știu ce? Uite, bine, am adus pe cineva la gară. A, steți împreună? Nu, e vară Ah, A, ok, bine. Ne ducem du -du mai într-o parte, ne-am mai pupat, nu știu ce. Între timp, ăsta era în spatele meu. el l-a văzut. Și nu știu cum să gesticulez, dar ăla a mâncat ceva, un crem, un hot dog, ceva. Și când a văzut că mă pupam cu asta, a țipat în gura mare. Bă, chiar a crezut că-i va arăta. Că, era, că e juti bainar cu un cap mai mare decât mine. Deci l-am păcălit că-i va arăta. Dar a fost mișto reacția lui. Eu eram cu spate, la mi-a zis asta. Bă, mânca ceva și a belit ochii și a picat ca din gură. Da. L-am păcălit pe că sunt alabamez, l-am păcălit. A treia întâmplare trecută pe listă este o întâmplare mai nefericită, cu o tipă care era cam păroasă. Puteam să o alind mai muțică, fără să fie în stil de jignire, pur și simplu era păroasă ca o mai maimuță. De ce? Ei bine, mi și și mie o combinație cu una înaltă, cum place mie și un pic mai făcută, nici prea slabă. Și când s-a la un moment frumos, când se desfac sutienul, păcat de țâțele alea, că erau mari, aveau un păr pe țâțe, parcă erau sfârcurile mele. Ce-a urmat după nu prea sunt mândru, sincer. Dar dacă ați întâlnit și voi femei cu sfârcuri păroase... Lăsați un comentariu. Aia a fost singura dată când am văzut o femeie cu păr pe sfârcuri. Asta e. Am văzut tot ce trebuie. Pot să mor liniștit acum. O întâmplare pe care o am chiar cu dânsa care acum se uită la un film și nu mă bag în seamă. Am fost mai mulți înși seara undeva lângă o pădure. Și se auzea ceva prin boscheți. Culmea e că în pădurea aia în drum spre Lehliu e și o cruce de piatră. Cam pe tot drumul ăla cum te duci prin localitățile alea către Lecliu Gară pe câmp acolo, mai sunt câte una, două cruci odată la un kilometru, doi cruci de piatră vechi de sute de ani cu scris în slavon, în limbă slavă, cu alfabet chirilic. Și într-o seară am fost acolo și se auzeau niște chestii prin boscheți, era la marginea pădurii. Eu am zis că sunt șoareci de câmp, E iepuri, șobolani, orătănii de-astea, chiar și o vulpe. Și la un moment dat s-a auzit o creangă ruptă. Eu la mișto tâmpit ce sunt eu, că am zis ce dracu mă, că ori începe așa toate filmele de groază, dar nu suntem într-un film, am, am dat să iau un băț, să mă bag în boschet, să zic, bă, care ești, bă, chem pe justițiarul de berce pe tine. Și zboară o creangă pe lângă piciorul meu. Mă întorc la ăștia din grup, bă, care ați dat cu creanga? Nu, noi, nu, noi, de acolo a venit. Mă, și l-am auzit pe unul din pădure de acolo că a strigat. Uuuh! Toți din grup au fugit la mașină, pe mine m-a râsul. Ai au fugit la mașină toți, nu mai au tâmpitul pământului, ce am făcut? V-am să mă duc să strâmb în acolo din boschie Să-i zic, bă, bișto mea a plăcut, te știi cu ăștia sau cum? Eu chiar am crezut că se cunoștea cu restul grupului, dar de unde? Cine știe cine era nebunul ăla? Cum e că și un spital de nebun la vreo două localități de pădure aia, spitalul Săpunari pentru cine e din zonă. A scăpat o dată unul acolo și l-a bătut. A sărit gardul la cineva în curte și l-a bătut de la găsit dracii. Și mi se că s-a întâmplat la mine în sat chestia asta. Până acolo s-a dus. Dar da, ăștia au fugit la mașină și a trebuit să fug și eu că mă lăsau pe câmp. Nu mi-era frică de ceva de omul ăla din pădure până la urmă. Că mă dădea eu o vorbă cu el. Mie mi-era că făceam vreo două, trei ore până acasă, că nu aveam nici ce autostop să fac, era noapte, nu mai circula nici dracul pe acolo. Dar asta e. Eu când văd pericol, mă buvnește râsul. Nu mă speri sau ceva. Decideți voi dacă e de bine sau de rău. O altă întâmplare, destul de recentă de vreo 2 ani, m-am contrazis cu o fată pe un subiect, că e un youtuber însurat sau nu. Eu am zis că e, ea a zis că nu e. Cred că îi plăcea și de el, cine știe. Și într-un final a postat tipul po o poză cu nevastă sa și că urmează să aibă un copil. I-am trimis poza și i-am zis, uite că am avut dreptate, dar la care ea, da? Cum am avut și o dreptate cu toate curve, despre toate curvele cu care ai ieșit tu. Deci au luat un pic gelozia și i-am zis, da, dar știi că ai ieșit și cu mine zile trecute. Nu mai gata, s-a terminat, mai făcut curvă, de asta ești. Și m-a blocat peste tot ca apoi mai târziu să-mi dea mesaj de pe, pe, Instagram, de pe conturile unor prietene de ale ei. Frumos, frumos cu gelozia asta. Și mi-a zis, vezi că te-am deblocat. Așa și tot eu să-ți dau și dacă m-ai deblocat, dă turmările, de ce să-ți dau eu? Și așa a rămas totul de atunci. El online, ea online, niciun nu scrie, orgoliu a câștigat, o, o și face clipul aici, nu știu, continuați voi. Următoarea întâmplare este destul de căcăcioasă și la propriu și la figurat. Într-o zi frumoasă de primăvară vară mi-am dat întâlnire cu o fată, că doar nu cu un băiat, că na, sunt de modă veche, alb, heterosexual, cât de cât alb, mi-am dat întâlnire cu o fată la grădina botanică. Și treaba asta în felul următor. Ea și-a luat de acolo, de la un stand, chioșc, cum dracu s-o un frapeu. Am gustat și eu din el, nu prea mi-a plăcut. Nici frișca de deasupra, nici ce era mai jos, că și-a luat cu pai. Și când să plecăm, în metrou, odată belește ochii și zice, trebuie să coborâm neapărat. Am zis, e, a, e, baftă cu frapeul ăla. Norocul meu că nu sunt mare consumator de cafea. Și am coborât la metrou la izvor. Repede ca o budă. Erau întâi două trotuar, închise. Și noroc că am văzut-o pe singura budă inteligentă, dacă putem spune așa, modernă, mă rog, o budă automată, nu da asta simplă. Se duce tipul acolo la budă, i-am ținut geanta, m-am îndepărtat nițel de budă aia și tot am auzit un... A strănutat pe curs, săraca. Asta e, se mai întâmplă. Iese ea de la WC după puțin timp, că n-a durat mult să-i plângă, cu să ochiul maro și îmi zice, bă, vidule, poate nu știai, dar uite că și femeile se cacă. Da, un, o glumă bună pe moment. Problema e alta ea cum s-a urcat cu picioarele pe vecio sau cum a stat, avea pantaloni albi. Și cum a ținut ea pantalonii pe genunchi când i-a făcut ochiul maro? Ia <tri> să rinițe și pe, pe cur. Și avea o pată de frape pe cur, o pată cam mare de frape. Și eu i-am zis să-și a fost în ziua aia, dar nu m-a ascultat. Ați pățit vreodată să fiți spionați? Sau cum zic francezii, să fiți stolcăriți? Ei bine, eu am pățit așa. Știți aplicația C2M sau Conect? Ei bine, pe aplicația aia o cunoscusem pe una. Ne-am certat, toate bune și frumoase, să nu mai au de tine în viața mea, chestii de astea clasice. Și eu mi-am făcut cont din nou pe aplicație, pentru că, bă, hai să văd ce mai e pe acolo, de ce nu? Poate cine știe. Și ideea că pe aplicația aia, eu dacă îți dau ție mesaj, da, celui care te uiți, dacă te văd acolo și eu îți scriu, tu nu vezi că sunt eu. Îți apare că ți-a dat anonim XYZ și un nume de zici că dat careva cu palma în tasatură câteva ori. Și mă trezesc cu un user care se dă în vorbă cu mine. Nu știu ce, nu știu cum, bla bla bla. Și m-a întrebat cum e viața mea, am zis că m-am despărțit, că nu știu ce. Eu am început să mă victimizez nițel, să bag de la mine căna vrăjel de alea proaste. Și după aia scrie cu majuscule, încă te iubesc, handicapatule! Așa mi-am imaginat că ținea telefonul și scria. Ce mă? Că tu ai intrat aici să vorbești cu altele? Ești un jeg? Bă, dar de ce ești nervoasă? Uite, îți dau a doua șansă. Nu mai vreau să vorbesc cu tine. Bloc, să nu mai cauți. Mă, de ce avusese? Nu m-a scris cu majuscule. Eu imaginez cum a țipat și cât de nervoasă era. Că o cunosc. mă rog, o cunoșteam până la un punct. Da, a fost frumos. Mișto reacția ei. Vorbeam nu știu ce, dacă nu știu cum, că te iubesc, handicapatule. Chiar nu mă așteptam, puteam să jur că e o farsă sau ceva. Deci chiar am rămas mișcat de chestia aia. Nu m-am așteptat să fiu spionat în halul ăla. Ați trecut vreodată prin situația în care să vă placă de o fată sau viceversa, să te să vă placă de un băiat și celui pe care a spus voi ochii să-i placă de cel mai bun sau cea mai bună prietena voastră? E, asta am pățit eu. A un bun tovarăș care avea un cont pe Facebook, dar cu pozele altuia. Că era cont așa mai pe bagabonțeală. Nu prea e legal să faci așa ceva, dar era cu acordul celui cu care căruia, căruia îi folosea pozele. Și tipul ăsta avea poze cu un alt băiat. Și mie îmi plăcea de o tipă. N-a durat mult, bine că mi dat seama că nu e ok ce se întâmplă. Și eu încerca să vorbesc cu asta. Nu știu ce, nu știu cum, avea la prieteni și pe Facebook, era din zona de la mine... Dar vedea ce comentarii primesc eu la poze pe Facebook, că nu era popular Instagram-ul. Și i-a văzut comentariile tipului ăsta. Mă și au început să vorbească ăsta cu contul fals, asta moartă după băiatul care credea că e de fapt. Bă, și niște mesaje făcea, hai vină pe la mine, vină prin sat, nu știu ce. Dar chiar mi se părea culmea. Ăsta care e cel mai bun tovarăș al meu și în ziua de azi, salut Bogdane, să nu vină la mine, dar să vină în schimb pentru alta, pentru una care pui mei. Dar a fost mișto o întâmplare. Nu pot să vă spun ce mesaje erau. Dar era muci după unul pe care nu-l văzuse realitate în viața ei, nici măcar apel video. N a avut doar câteva poze postate pe Facebook și atât și foarte multe glume proaste. Asta e. Bogdane, ești pizdar fără să folosești pozele tale. Bravo! Ați trimis vreodată dic picuri sau fetele să trimeată poze cu țâțele sau cum mai știu eu ce? Ei bine, eu i-am arătat unei fete curu. Cum s-a întâmplat asta? Ei bine, mă jucam cu o fată, ei ball pool. Și ea ce făcea? Când urma să fie rândul meu să dau să bag bila în gaură, ca să zic așa, ea începea să se tragă de tricou, că vorbeam cu ea pe, pe Skype, nici nu era Discord, atunci se trăgea de tricou și ridica țâțele așa. Și ratasem de vreo două ori, că... Trăgeam cu ochii acolo, funcționa să-mi distrag atenția. Era, întâmplările astea sunt, cred că, de când aveam 15 ani unele. Deci nu vă gândiți că sunt toate de acum două săptămâni. Nici n-aveau timp să se întâmple atâtea. Dar revenind, totul mi-a arătat așa și la un moment dat zic Păi futu-ți băga mea și pierde o meciu de airball pool că mi-a răstu mie țățele. Mamă și când să avea să bage neagră în gaură, îi zic Bă, ia uite-te aici, m-a ridicat și i-am arătat direct curul. A rămas aia așa? n-am da, mai știu ce să zică. I-a trecut rândul. I-a expirat timpul să dea cu bila, a venit rândul meu, am băgat bila și am câștigat. Ea a rămas așa. Dar a rămas speriată săraca, nu știu. Trebuia să o întreb. Auzi, de da ce? Mai am o măligă între dit sau cum? Da, asta i-am arătat curul, dar am câștigat meciul de biliard. Sunt bun. Ați pățit vreodată să fiți cu prietena voastră pe stradă și din greșeală să vă sară privirea la o pereche de obrăjori, ca să zic așa. Adică să vă prindă prietena când v-ați uitat la un cur pe stradă. Ați pățit? El la mine se întâmplă invers cu dânsa. Nu eu am fost prins că mă uitam la buci pe stradă. Eu am prins-o pe ea de mai multe ori că se uita la buci pe stradă. Deci măcar o să scap liniștit, nu mă urechează sau ceva, că de ce m-am uitat niște mușchi fesieri pe stradă, că și ea se uită, că vorba aia, ce frumos și lui Dumnezeu îi place. Că tot am vorbit mai devreme de trimis poze mai indecente. Ați pățit vreodată să vă ceară o fată poze? Ei bine, eu am pățit de mai multe ori și era să și dau. De fapt, chiar am trimis ceva și hai să vă spun ce am dat. O tipă nu contează cine te salut dacă vezi chestia asta, sigur, probabil ai altă treabă acum. Mi-a cerut într-o zi să-i trimit poză cu oasele bazinului și mă gândeam, cum dracu să-mi fac poză la oasele bazinului? Mai am și burtă, cum dracu? Așa că o întreb. Bă, cum naiba să-mi fac poză? Cum, cum, să pozez? Cum dracu să stau? O întreb. Și îmi zice, stai că-ți dau eu o poză ca model. Și mi-a dat poză de la altul. Unul slăbus cu pătrățele, în fața oglinzii, cu pantaloni dați mai jos și se vedea un pic cariciu și se vadă oasele de aici. Mă, și m-am gândit. Asta mi eu de făcut acum? Mă duc la taică mi un cameră care oglindă mai mare Să încerc să-mi fac o poză la oasele bazinului În timp ce el doarme Și până la urmă ce am făcut? Am dat drumul pe filmare și am arătat Bă, nu se vede bă de burtă Și aia a fost Trebuia să-i fi arătat și o scamă din buric Acum o să fac ceva ce nu este deloc onorabil De fapt, acum vă voi povesti ceva De care nu sunt mândru Și anume Am vorbit cu fosta unui bun prieten Mă rog, atunci mi-era prieten, acum n-am mai ținut legătura, nici nu știu dacă mai trăiește, probabil nici nu mai știe de existența mea. Bine, poate să mă caute pe YouTube și mă gândesc, dar mă rog. Deci treaba asta în felul următor. Aveam un amic, un tovarăș, și un prieten, cum vreți voi să-i spuneți, care fusese cu o fată așa, peste vară, au, avut și o relație, o iubire de o vară sau cum să o numi. Și treaba asta în felul următor. El tot zicea că încă se vede cu ea, că e viața lui, nu știu ce, Ba chiar vorbea și cu băieții de la, din clasa lui, că eram în clase diferite la liceu. Ulterior mi-a explicat altul care s-a transferat de la el în clasă la mine. Băi, adevărat, mă, că ăsta într-un an a avut o pe una, că făcea, că nu știu ce. N-a avut, mă, un an, a fost doar de o vară și a lungit el mult. Deci da, i am mințit mulți pe ceilalți, nu doar pe mine. Dar treaba asta în următor. Ia, mă, căutase pe mine pe WhatsApp, pe păi a dat altă prietenă de ei numărul meu, nu știu de unde dracul avea. Eu l-am schimbat de atunci oricum. Ce mi-a povestit? Ce faci? Mai vorbește ăsta despre mine? Cum adică? Păi nu v-ați văzut, nu ne-am mai văzut de mult, nu mai avem treabă. A, da, asta îmi zice. Și od dar dracu, ce făceam? Îl întrebam. Ai mai vorbit cu ea? Te-ai mai văzut cu ea? Da, nu știu ce, am vorbit toată noaptea la telefon, ne-am trimis poze, pupici și eu întrebam, păi, auză-mă ce a zis, cât mai minte, ea era de mult cu altul din București, dar el o ținea așa și a zis la un moment dat că doar că vorbesc cu ea pe WhatsApp, atât i-am zis și s-a tăiat, m au auzit, ok, nu mai zi nimic, lasă că s-a prins. Deci da, l-am prins cu mâța în sac, nu e ceva de mândrie să bagi vrăjel de astea multe, dar nici ce am făcut eu nu e un gest prea frumos. Practic am fost un pic cam șarpe, dar măcar am râs. Aici am o întâmplare de când aveam 14 ani. Asta e printre cele mai tâmpite. Cum sună? Te duci la o fată să instalezi Windows-ul. Windows XP, că atunci era doar Windows XP. Nu oricine își permitea Windows 7. În halul ăla de avansați eram la țară. Mă duc la ea să instalez Windows-ul. Și m-a tras pișarea, mai pe românește. Și am întrebat-o, Băi, coaie. Mă rog, nu-i ziceam coaie, dar ați prins voi ideea. Unde e veceu? Vreau să mă piși. Am nevoie neapărat la toaletă. Desigur, hai vino. Mă duce prin curtea din spate. Printre niște țarcuri cu oi, cu porci, cu capre. Și văd Buda. Știți cum sunt wc la țară? Numai că acel veceu în loc să stea drept așa, era așa plecat. Pe partea asta era ușa. Era așa a plecat, căzut în groapă și mă gândeam, cum dracu se pișe asta aici, cred că își bate joc de bine. Dar nu mai avea niciun alt veceu. -ul. Oricum avea wc în curte, că era tipolog, că na, condițiile. Dar chiar m-am uitat, bă, asta și-a bătut joc, de... nu mai era niciun wc pe acolo, doar la în fundul curții. Mă, și când am intrat acolo, mă țineam de un mâner să nu cad, cu o mână îmi țineam sula să mă cheși și mai zbura și o era o viespe pe care zbura pe acolo și dădeam pe vieță pe a încercam să o liberez. Ești dracu, nu mă ciupi de carici. Până la urmă n-am nimerit viespea pe și tu se ferească, dar nici viespea pe nu a ciupit. Măcar atât. N-am marcat nimeni atunci. Și am scăpat viu, ne-am căzut în Veceu și nu m-a ciupit nici viespea. Dar de atunci n-am mai trecut pe acolo, dar măcar am reușit să instalez Windows-ul pe 128 de mega RAM. Măcar atât. Ați folosit vreodată aplicații de dating? Ei bine, eu am pățit. Am folosit. Să mi fie rușine pentru ce am făcut. Ei bine, odată vorbeam cu una, i-am dat Instagram-ul și apoi a văzut că aveam poză cu încă unul sau îi menționasem pe un altul păstorii și mi-a zis cine-i băiatul ăsta că-i drăguț, s-a băgat să flirteze cu un tovarăș de-al meu. Deși eu am avut să se cu ea pe Tinder sau ce aplicație era. Unul la mână și doi la mână, asta e mai amuzantă, sper. Uh, o blondă pe Tinder. Nu este ban, este realitate. Am meci cu ea pe Tinder, una blondă cu părul scurt, nu știu ce, nu știu cum, cum părea cam sictirită. Și am zis că am supărat azi, nu știu ce. Mă, și am început să mă înjure, să mă fac în toate felurile. Roa, chiar ne spălat chestii de-astea. Mă gândeam, de ce? Mama, drept cum e, mi-ai dat like pe Tinder. Dacă tot așa. Eu îi dădusem like să se facă meciul. Că îți arată poza blurată. Și, gând și părea din poza blurată când mi-a apărut, ok, cred că asta e și a fost nițămeci. învățați un pic algoritmul de la Tinder. Dar revenind, avea chef de ceartă, tot o ține, că nu știu ce lăbarule, că stai pe Tinder. Dar tu de ce stai pe Tinder? Dar ce-ți pasă ție că stau eu pe Tinder, că nu știu ce fițe și figuri. Mă uit la descrierea ei. Facultate Medicină Veterinară. Și în momentul ăla diavolul mi-a vorbit. I-am zis, bă, Știi de ce te-ai înscris la medicină veterinară? De ce? Să te tratezi de boală la vacine bune. Și a scos meciul, mi-a dat bloc. Minunat! Am reușit să închid gura. Da, vă ce ziceți? Azi, voi ați pățit să dați replici din astea fatale la unele fete? Am mai dat dată una unei colege. Un coleg o întreabă pe alta. Hei, cum de -ai strungăreață, cum te descurci, nu știu ce? Poți să bei cu paiul, asta face. A, poți să și scuip pe aici. Dar la care eu, așa se zice, când ți-a să surbă de și între dinți. Mă, și un coleg râdea în hohote cu lacrimi. De proastă ce era gluma, cine știe, că eram și noi tâmpiți de liceu. Făcea, o oh, vidule, stai că nu m-am prins, de ce spui de asta? Deci pe la l-a prins tare gluma. Altul mai bagabon face, bă, dar ne simțit ești. Bravo, 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 bine, bă, dar ne simțit ești. Asta e, da, mă pricep să dau replici tâmpite. Sau altă dată eram undeva să fac o copie după un buletin, i-am dat uneia buletinul să-mi facă copia, îi dau și un leu, face, stai să-ți dau restul. Nu, păstrează restul, lasă, nu trebuie. A, ah, mulțumesc, la care eu să crești mare. Treaba că tipa era tot așa imensă ca aia, cu spaghetele de mai devreme, deci am un talent să zic să crești mare la grase, vai de capul meu. Că tot am vorbit de fete care scuipă, de data asta am scuipat eu o fată. Cum am scuipat-o? Am vorbit așa cu precipitații? Nu. Hai să vă zic. Eram la mare și îmi plăcea de una. Și tot voia să fie cărată pe umeri. Și la un moment dat, aud, o vedule măcar pe umeri. Eu bineînțeles, hai să te pe umeri. Problema era alta. marsoarele. soarele. Mamă, și când s-a suit pe spatele meu, atunci nu eram operat, aveam vreo 16 ani, încă nu eram cu operația. Băi, când s-a suit, am crezut că mi s-a smuls carnea. După mi-a mi fost plăcut, adică avea bucile moi, măcar atât. O duc pe asta în apă, asta tremura că eram printre ăia cei mai înalți și era distanța mare de nivelul apei. Și la un moment dat, niște copii se băl bălăceau, se jucau în apă, făceau bâltă bâlc. Și a zburat niște apă spre noi. Ea mi-a pus mâinile în față să nu-mi intre apă în ochi. Dar a fost prea târziu până a pus mâinile în fața mea să nu-mi intre apă în ochi, eu înghițisem apă sau mi-a intrat pe nas. Mamă, și plecați o flemă din aia, din adâncurile pământului, din fundurile iadului. Dar eu n-am conștientizat pe moment că avea mâinile în față. Totul s-a întâmplat prea repede. Parcă am văzut cu coadă ochiului când să închid ochii și să scuip. Că mi-au venit niște mâini așa. Dar deja plecase flemă aia din adâncurile oceanului, din inima infernului. Fu, o flegmă de aia galbenă cu toată ura, știți voi de care flegmă. Și eu mă, care a dat mă pu cu apă, ftuz copilul mătii. Eu am uitat cu căram aia. Aia căzuse de pe spatele meu cu flegma mea pe mâinile ei, cred că dăduse cu capul de nisip. Eu m-am dus pe mal, deci am uitat de tipa aia complet. Dacă ea cădea și se lovea la cap, făcea contuze, se neca sau o lua valul, acolo rămânea. Eu am rămas care ai da cu apă și m-am dus pe mal. De deci ce-am uitat de ea? Și o întreb câteva ore mai târziu. Vrei să te mai car? Nu, o lasă. Și seara ajung la. În cameră, mă pun în pat și m-am gândit la ce am făcut azi. Și am dat firul înapoi. Ce n-am mai vrut să o car? Ce s-a întâmplat? Lipseau detalii. Și mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Și m-a buvnit un rus de ea. Am trezit pe aia din cameră de la mine. Minunat cu scuipatul, nu-i așa? am scuipat-o pe aia în flec, m-a căzut de pe mine, practic i-am dat un fel de electric chair, manevră de wrestling, minunat, sau un reverse powerbomb, nu știu ce i am dat, da. Mai bagă-te pe felie. Bine, n-am regretat, sincer, că i-am făcut cospo și mi-am mâncat toți megabaiții de pe Cosmote. Era Cosmote pe atunci. Și că tot vorbeam de tabăra de la mare, mai am o întâmplare de acolo. Cred că în acea zi sau cu o zi mai târziu s-a întâmplat. Vorbeam la telefon cu între cei mai buni prieteni. Salut Bogdane din nou! Vorbeam la telefon cu Bogdan. La, 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 lu, lu, lu la mare, am scupat-o pe -aia în palme ce povesteam. Când? Bate care în geam. Eram la parte, nu stăteam la etajul 2 să bată care în geam, că mă gândeam că e Spider-Man, suna la pompieri. Sau un videoclip de la Bring Me To Life. Și eu cu gândul vorbeam la telefon, îi zic, stai că bate care Și când să zic în jurătura, futus, băga băgamea și trag perdeaua, două gagici păreau mai mari decât mine de vârstă. Vă dați seama, eu aveam vreo 16 ani, ale aveau vreo 19. Adică, vă dați seama, am rămas un pic așa. De ce îmi ban niște gagici la geam? Și făceau vinul cu vinul Am tras perdeaua la loc. Bă, eram ca în desene animate. Trag perdeaua la loc, îi zic la telefon. Bă, le-ai auzit și tu sau ți-o tâmpit? Visez. Bă, le-am auzit și eu. Stai, te bag în buzunar. Îl bag pe ăsta în buzunar iau repede, mă dau cu parfum. Mai au niște copii mici acolo, că era tabără de asta școlară, eram și dăștea mari, și dăștea mici, și dăștea mijlocii. Făceau oia mici, ce, ofidu, ce s-a întâmplat? Băieți, barchez în seara asta! M am dat cu parfum, m am dat cu spray, m-am pieptănat că aveam creastă pe atunci și de aia de panchist. Mă duc la ușă, ies pe hol, ele, bună, bună! Eram, eram așa. Și îmi zic, mă scuza, ne scuzați, dar la etaj, la noi, pe hol, au încuiat baia. Și vreau să vă întrebăm dacă o putem folosi pe aceasta de la parter. În momentul ăla, se vedea pe fața ei, cred că mă oglindeam în ochii ei, cum de, de la o privire de. <gângh> din zâmbit m-am făcut așa nervos, mi cred că mă negrisem tot la față în momentul ăla când mi a zis că voia doar să folosească baia. Da, a fost o, o schimbare foarte brusc, bruscă de stare și țin minte și acum că parcă mă încrutasem și i-am zis, da, desigur, nu e baia mea, nu sunt patron, nu mergeți, distrați-vă. Ne puteți să și niște hârtie igienică? Eu vreau să ne întreb, dar ce vă căcați? Mă duc, iau hârtia din cameră, mă întrebă copia, o vedu ce s-a întâmplat? Vă zic eu după, mă văzut că am plecat cu hârtia, le-am dat hârtia, mulțumim frumos, să aveți spor. Închid ușa, o trântesc, scot telefonul din buzunar și l auzeam pe Bogdan cu vrădea la telefon. Și ne-am zis și la ei mici. Și când să mă pregătesc să zic, bă, fira al drecu, că am crezut că le babar ciocănit la ușă. Deschid ușa, ele. Poftim hârtia. Restul de hârtie, că le-am dat o rolă întreagă, nu, vă gândiți că mi-au dus hârtia să am dovadă. Mersi. Și am trântit ușa. Bă, asta a fost o întâmplare de cascadorii râsului. V-ați pățit chestii de genul pe la mare? Scrieți în comentarii. Și ultima întâmplare pe care am trecut-o aici pe listă s-a întâmplat acum vreo două luni. Eram undeva pe scara blocului și am văzut pe cineva. Din spate o tipă, bă, am văzut spate, mișto, cură, am zis, cine găgica asta, că n-am mai văzut-o. Deși nu stau de mult în cartier aici, totuși, cam recunosc vecinii. Și din spate mă gândeam, bă, asta? Că îmi place ce văd. Și când am coborât și o scările să o văd când iese din bloc, cine e? Era Teo. Se ducea până la magazin. Aia, deci din spate se poate spune că m-am îndrăgostit a doua oară pe de ea. Da? Și cam astea au fost întâmplările mele. Toate cele vreo 20 câte mi-am notat aici. Dacă, n -am, dacă nu le-am băgat pe toate în clip, probabil n-au fost chiar atât de amuzante când le-am povestit, sau m-am răzgândit eu, sau probabil mi-era că o să fiu dat în judecată pentru ele. Dar oricum, cam acesta a fost videoclipul, și vreau să vă implicați și voi pentru partea a doua. Dacă tot este Sfântul Valentin astăzi, dacă apuc să editez clipul până de Sfântul Vali. Vreau să fac o parte a doua cu întâmplări tâmpite de la întâlniri, văd eu ce denumire o să dau videoclipului, cu întâmplările voastre. Așadar, scrieți-le în secțiunea de comentarii și eu vi le voi citi de dragobete. Ce ziceți? Facem așa? Hai, băgați niște întâmplări care măcar să fie credibile totuși, că sigur o să inventați unii dintre voi. Să vedem ce o să iasă. Poate aveți întâmplări mult mai tâmpite decât ale mele cu să o scuipați pe una în palme sau să aibă gajiul și să fiți la ea acasă, acasă sau să vă stolcărească. Cam atât. Pe data viitoare! Un Sfântu Vali fericit tuturor și... Buna sus! Spor la... Cu stânga, cu dreapta și cum faceți voi. Au!